Bun. Așa, trecem mai departe. Mamă, ce e pe masa asta, nu vreți să știți. Da, hai că trecem la parfumuri de vedetă. Mi-am găsit, nu știu ce vă ascund parfumul, că tot vi-l arăt. Mi-am găsit Sofia. Da, nu-mi place poza asta. Nu știu de ce, toate parfumurile de vedetă și cele de la Ariana Grande și tot. Și J-Lo. Simt nevoie așa să se pună ele în toată splendoarea pe sticlă. Și mi se pare un pic... Nu-mi place chestia asta, dar hai să nu judecăm după cutie. E un parfum, da, l-am mirosit, toate sunt mirosite. Așa, să scoatem. Sticla arată foarte bine. N-am ce zice pentru un parfum de vedetă, deci nu neapărat pentru un parfum de vedetă. Mi-amintește foarte mult de Elisab Le Parfum. E un oriental floral, fructat, lemnos, dulce. Ajungem și la note, dar vă spun ce miroase mie. Miroase a... Da, toată lumea zice că seamănă cu Coco Mademoiselle, varianta originală cu paciuli. Și da, acesta are paciuli. Dar nu-mi displace, nu știu, s-ar putea, nu zic nu acum, încet, încet, să îmi placă paciulii, să ajung să îmi placă paciulii. Da, am zis-o pe cameră, dacă peste ceva timp mă întorc și o să zic că, da, acum sunt convertită și îmi place paciulii, aia e, se mai întâmplă. De asta vorbeam de antrenat nas și tot așa. Hai să luăm o cutiuță. Și să-l dăm și pe acesta. Mă mișc mai repede. Acesta... Prima chestie care mă lovește la Sofia Vergara, e foarte plăcut parfumul. Deci nu zici că este de vedetă. Îl încadrez în categoria aia de parfumuri de vedetă care pot fi mirosite, blind, să nu știi de la cine e. Adică să n-ai prejudecăți. Și să zici, ăsta clar e de designer. Deci miroase clar a parfum de designer. Miros ceva fructat, ceva... Acum nu pot să vă spun... Eu miros pară sau nu, prune. Prune, da. Prune și un pic de mere, dar nu știu, la mine pruna cu mărul se cam confundă un pic. Trebuie să vedem. Are în vârf mure, prune, coacăze. Mijloc, orhidee, trandafir, violete. Iar îmi place nota de violete, am observat în parfumuri. Bază, note lemnoase, vanilie și lemn de santal. Dar în bază, da, în bază este foarte lemnos și ceva vanilat, dar nu pot să zic că e o vanilie așa strong. E ceva acolo, dar nu e cea mai... pronunțată vanilie pe care am mirosit-o. Eu puteam să jur că acesta are paciuli în el. Puteam să jur, pentru că l-am mirosit, nasul meu a detectat paciulii. La mine paciulii e detectat primul. Face așa. Dar nu are paciuli în el. Deci note, sau cel puțin cele listate, nu e paciuli. Dar eu cred că e ceva paciuli acolo și nu e listat. Așa cred eu. Asta e. Deci e ceva din Coco Mademoiselle, nu este dupe 100%, cred că mai reușit e cel de la Lidl, în sensul că se apropie mai mult de miros, cu toate că acesta este mai bine blenduit, este mai bine făcut. Sofia Vergara e un blend foarte reușit și pentru parfum de vedetă, v-am zis, nu miroase a parfum de vedetă. Îl țin acolo cu, la același loc cu Cloud de la Ariana Grande, care și acela nu miroase a parfum de vedetă. Așa, a căzut sticla în interior. O lăsăm. Ia, să o băgăm aici. Ce mai avem? Păi avem de la... Așa, de la Yves Rocher. De la Yves Rocher avem Common Evidence. De acesta v-am vorbit în clipul acela cu Halloween, cu discuțiile noastre despre Halloween. Eu mă tot uit acum pe fereastră pentru că am doi porumbei. Un el și o ea, știu că sunt cuplul meu care vine aici mereu pe pervazul meu și na, îl folosește ca pe WC-ul lor propriu, dar sunt așa drăguți, mai ales când se
aranjează-se piculeți, se... Da, hai să revenim. Comme une évidence, l'eau de parfum. Acesta l-am mirosit în, într-o sticlă mică. Ia stai să o aduc și pe aia, că e adorabilă. Stați așa. Așa, am revenit. Am fost să aduc sticluța asta mică. Ce drăguță e, nu știu ce-mi plac miniaturile. Deci asta e sticla mare, asta e sticla mică. E identică. Și sticluța mică arată așa, trebuie să vă arăt. E foarte cute. Din păcate, ce mă enervează la ea e că nu are nimic, atomizor, nimic. Deci pur și simplu curge din el așa, n-are nici rollerball din acela. Dar aia e, te înveți și cu asta. Și pe asta am testat-o, deci, câteva ori. Adică vedeți că am făcut ceva de întâlnire. Și a rămas like, wow. În ziua aceea, țin minte că am testat mai multe. Pe o mână acesta și pe o mână altul. Și nu-mi dădeam seama ce miros eu, dacă miros acel parfum sau pe acesta. Și l-am mai dat în alte zile, doar pe el, și mi-am dat seama că acesta era ce miroseam eu și ce îmi plăcea mie foarte mult. Este un șipră. Da, ia să vedem. Comme une évidence. Da, un șipră a apărut în 2003. Foarte reușit de la Yves Rocher. Deci nu te aștepți de la Yves Rocher să scoată așa ceva. Eu am mai avut de la ei parfumuri. Am avut soi, elixir, drăguțel, ok, acceptabil. Am avut unul cu lavandă, dacă știți ceva, singurul lor cu lavandă, dar s-a schimbat, s-a reformulat și nu mai îmi place atât de mult, dar acela a fost primul și parfum care m-a cam dat pe spate acela, adică mirosea, nu a lavandă, a liliac, da, mirosea foarte bine a liliac. Comme une évidence, șipră 2003, vârf. Frunză de violetă, vedeți că îmi plac, ia stați că îmi plac aici, îmi place frunza de violetă și violeta în parfumuri, rubarbă, da, mijloc lăcrămioare, trandafir, bază lichen, patchouli, it's a common theme, văd că e o temă comună la acest haul, multe cu patchouli, what's wrong with me, ce mi se întâmplă fraților, e ceva în aer, nu știu. Deci, frunză de violetă, rubarbă, mijloc lăcrămioare, trandafir, bază, lichen, patchouli, mosc. Știu, am zis încă o dată, da. Deci, la acesta simt florile, nu neapărat flori albe, dar sunt niște flori foarte parfumate și aproape că, da, ar putea da dureri de cap unora, cred, adică acele lăcrămioare, dacă nu sunteți obișnuite cu acele parfumuri pe bază de lăcrămioare, s-ar putea să... Dar vine foarte fresh pe urma acea rubarbă și te răcorește și e foarte interesantă rubarba aceea. E feminină, e plăcută, adică acesta îl asociez cu Chanel O Tendre. Doar că rezistă mult mai mult, asta vreau să zic. Rezistă pe piele... Nu vă mint, se duce la 8 ore. 8 ore! Și vorbim de Yves Rocher. Da, parfumul nu de design, parfum de la Yves Rocher, 8 ore. Da, trebuie să mă dau acum cu ăsta pe mine. Așa. Și, nu știu, e din ăla addictiv, adică tot miroși, tot vrei să te miroși. E, nu știu, are aerul acela de Chanel, nu știu de ce. Are ceva din Chanel, dar e... Mult mai... Și acela e feminin, O Tendre, nu zic nu. Dar acesta este, nu știu, e feminitatea într-o sticlă. Mi-amintește și de un pic de Elisab, Le Parfum, un pic. Dar nu, n-are note comune, deci nu. Acesta l-am luat, asta vreau să vă zic, l-am luat la o reducere. Acum am văzut că nu mai e atât de redus. Eu l-am luat la 110 lei, ceva de genul ăsta, bine, cu cardul de la Yves Rocher și cu tot felul de artificii de ale lor, cu hai să-ți dăm reducerea ăla dacă ai card. Și acesta mic l-am primit la, nu știu, 9 lei, tot așa am primit prin poștă un pliant de la ei cu oferte pentru că am cardul la ei și să acumulez puncte și îmi dădeau... Acesta la 9 lei și așa l-am și luat, că altfel nu cred că ajungeam la parfumul ăsta să-l încerc și bine a făcut. Deci cum l-am luat pe ăsta și l-am mirosit, l-am comandat și pe cel mare
Și cred că există și o variantă intens când îl termin pe ăsta. Dacă mai este, desigur, la Yves Rocher, o să iau comune evidence intens. Sunt curioasă dacă e și mai puternic și mă ține, nu știu, peste 12 ore. Da, deci în mod normal e 200 de lei sau pe acolo. Nu vă recomand la 200 de lei să o luați, pentru că, bine, toate că rezistă 8 ore, deci, da? Pentru rezistență, da, dar, nu știu, pentru că e de la Yves Rocher, căutați reducerile și luați-l undeva la 100 și ceva de lei, dacă îl găsiți, sau așteptați-l, pentru că eu zic că merită 100 și ceva de lei, pentru cât durează și cât de bine miroase, merită și încă cum. Bun, trecem la mic parfumel de la Oriflame, care a fost cam dezamăgire. Nu știu la cine am văzut, se numește Luminescence. Nu știu la cine am văzut. Focusez azi? Nu. Păi de ce să focusez tu? Bă, dar nu vrea deloc. Așa, nu știu la cine am văzut... Așa. Nu știu la cine am văzut asta pe YouTube. La... Acum nu vreau să zic un nume, că poate nu e persoana respectivă, am uitat. O fată foarte, foarte drăguță care face de ceva timp review-uri la parfumuri și mie îmi place foarte mult de ea. Și am observat că avem gusturi comune și la aceea mă uit eu mai des, pentru că știu că îmi recomandă ceva ce, nu știu, 80% s-ar putea să fie pe gustul meu. Asta vă recomand și vouă să faceți, să vă găsiți acei YouTuberi, dacă eu sunt unul din ei, hello, pare bine, care se mulează pe gusturile voastre și, nu știu, aveți parfumuri în comun pe care le-ați mirosit și le-ați plăcut amândoi și de acolo puteți începe, adică puteți să fiți mai siguri pe review-urile respective, pentru că, v-am zis, e o chestie super subiectivă, fiecare nas e diferit și fiecare simte total altceva. Dar eu ce simt în acest parfum Luminescence de la Oriflame, nu știu cât de vechi e, cât de... nu sunt la curent cu Oriflame. Îmi place sticla, by the way. Sticla e foarte interesantă, este pe gustul meu, așa, e cu mov și cu albastru, cu acest degrade, foarte ok făcută. Hai să-l dăm, dar nu știu de ce nu se... așa, nu știu de ce s-a scos așa de greu. Să-l dăm un pic pe hârtia asta, care acum nu e cea mai bună. Da, miroase ok, miroase plăcut, miroase a fructe, a flori, ceva nedefinit. Dar pe atât de plăcut, pe atât de puf, se duce instant. Deci e genul ăla de parfum care se evaporă pur și simplu de pe pielea mea. Nu-l mai simt nici în 5 minute, nu pot să zic că îl mai simt. Pe hârtie văd că, vezi, s-ar putea pe haine, nu l-am testat, pe haine să reziste mai bine, dar nu. Și din note așa era foarte ok, n-am notele la acesta, dar notele toate îmi ziceau, Lumineța, e un parfum bun pentru tine. Așa, 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 n-a fost mult, a fost ceva, de ce, nu știu unde l-am găsit, nu l-am găsit pe site Oriflame, l-am luat de pe alt site. Parcă pe Notino, da, și am dat... 50, vreau să zic, 50 de lei, ceva de lei. Așa, ce mai avem? Mai avem unul de la Salvador Dali. Acesta e de mult luat și nu știu ce nu l-am inclus în celelalte haul-uri. Trebuia să-l includ în haul-ul trecut. Dar, nu știu, mi-a scăpat. De ce l-am luat pe acesta? Vă zic clar motivul, pentru că am văzut pe Fragrantica că toată lumea zice că ăsta e un dupe. Eu n-am găsit până acum un dupe mega bun. Bine, am găsit între timp, dar discutăm în alt clip de asta, pentru Eau de Merveille de la Hermès. Știți că sunt disperată cu parfumul ăla și am vrut să găsesc un dupe mai ieftin, știți? Eu mereu sunt în căutare de... Și acesta o să apară. Da, o să apară într-un clip, nu spun mai multe, într-un clip duel sau battle, ceva, cu Eau de Merveille și o să vedem, se luptă și cine câștigă.
Dar acesta poate să fie, să vă spun notele că nu, da, le-am aici. Oriental Floral 2017. Pe Fragrantica zice balsamic lemnos. Într-adevăr, e lemnos, lemnos, să zic. Vârf, elemii, rășinile acelea elemii. Dacă știți cumva, Hermes folosește foarte des acele rășini elemii. Mie îmi plac foarte mult, sunt, nu știu, formează o notă distinctă și pe care nu o miroși în prea multe parfumuri și asta îmi place. Deci are elemii, are mandarină, piper roz, bergamot, bergamotă, mijloc, imortela, heliotrop, iasomie, stânjenel. Bază, balsam de Peru. Cred că de la balsamul de Peru simt nota lemnoasă câteodată, miroase a lemn ud, nu știu, ud, adică umezit, lemn umezit. Cumva un lemn care a stat pe plajă și l-a mai lovit apa și s-a mai umezit, știți mirosul acela, cam așa miroase. Nu mai intru în detalii, mamă ce albastră sunt, scuze, scuzați lumina, lumina este oribilă, atroce, vreau să zic, pentru că na, am stabilit și eu că filmez azi, că nu pot să filmez în fiecare zi și când am moment filmez. Și fix acum s-a decis să fie cea mai oribilă zi, cea mai urâtă zi din istorie. Asta e. Lucrez cu lumină naturală și... da. Astea sunt riscurile meseriei. Vă arăt două de la Zara. Ați imediat. Am mai încercat. Am fost pe la Zara și cred că ultima oară pe mult timp. Pentru a încerca cele două de la... din colecția asta Artisans Collections, Collection, știți că v-am mai vorbit de ea și vorbim de Zara A Book Liaison in something something in Lisbon, da? Și Mochi Atelier in Tokyo. Acestea vin așa în nu știam că vin așa, dar mă rog, m-am descurcat. Vin cu un sticluț aceasta de 10 ml, am luat varianta mică la Mochi Atelier și la Liaison în Lisbon, whatever. Și au venit cu acest rollerball care pe mine mă enervează, dar am rezolvat situația și am transferat în acest recipient. Poate într-un clip o să fac și chestia asta dacă vă ajută să vă arăt cum se transferă, nu e mare brânză. Acest recipient foarte interesant, foarte fancy, dar găsiți și chestii mai simpluțe dacă vreți. Pe Mag găsiți tot așa set de 3 la un preț ok, am găsit eu acolo din sticlă făcute cu atomizor. Și pe spate aici pe... am lipit eu un ațipel să știu ce e. Și găsiți pe Mag sau găsiți și pe site-ul acelea chinezești de voia ceva, cam o lună, două până vă ajunge, dar aia e. Găsiți la prețuri mai ok acolo. Deci, paranteză fără deci, Mochi Atelier in Tokyo, miroase, dacă asta nu e, Mochi Atelier in Tokyo, miroase a, mă dau pe mână așa, nu știu, cu astea mă dau pe mână, cu celelalte m-am dat pe hârtie. It makes no sense, dar mă rog. Miroase foarte pudrat și un pic, bine, trebuie să vă, are alcool la început și trebuie să treceți peste, dar miroase frumos, plăcut, a orez sau a lapte de bebeluș sau a pudră de bebeluș, e așa miroase. Da, știu că e mochi, ăsta e un... desert japonez pe bază de orez, e un fel de gălușcă de orez dulce, foarte fluffy așa. Aș vrea să mănânc o dată, dar nu cred că am, n-am mâncat niciodată, n-am avut ocazia. E plăcut, dar nu rezistă și trecem la următorul, că acesta mi-a plăcut. Book Liaison in Lisbon. Acesta este șipră fructat. Prima chestie care m-a trăznit la ăsta, mă dau pe ceată, e că are paciuli. Iar, simțiți o notă comună aici, are paciuli și îmi place.
Deci nu tot spațiul e rău și nu tot spațiul nu-mi place mie. Țin așa. Are spațiul și pe mine m-a izbit notă de mere. Deci eu simt mere, cu toate că nu are mere. Da, mă. Ca note are 3 note mari și late. Are vârf prună, mijloc căpșuni, nu simt niciun căpșuni, bază patchouli. Și mi-a plăcut atât de mult încât am luat sticla mare. Normal, cum să nu iau eu sticla mare. Am acum 2 sticle mari din colecția asta, și anume Sweet Pastry in Paris și Book Liaison in Lisbon. Sweet Pastry in Paris, v-am vorbit, este tartă de citron, de lămâie, de fapt mai mult lămâie stoarsă peste zahăr, pudră și vanilie băgat acolo în așa. Și acesta îmi aduce aminte, cu toate că nu are mere, de mere date părăzătoare, știți când faceți o plăcintă și le căliți un pic pe aragaz, înainte să le puneți în plăcintă, le căliți cu condimente, cu scorțișoară, cu nușoară, cu ce vreți voi. E, fix așa miroase, a merei de așa. Cu toate că el are prune, da, v-a zis eu, la mine pruna cu mărul, cam se amestecă, nu știu. Bun, am cam terminat, da, mai am niște mostre, niște șantioane, repede, repejor, trecem prin ele. Ce vreau să vă arăt, că v-am promis, de la Brasti, cum au venit aceste decanturi foarte mișto, cutiile, ambalajul îmi place foarte mult, vine aici notat pe el tot, nu știu, nu vrea să focuseze, vine notat, stați să-l întorc invers, notat ce e, am Vol de Nuit de la Guerlain și Chalimar Eau de Cologne, tot de la Guerlain. Chalimar Eau de Cologne, da, e o variantă mai ușoară a Chalimarului, dar e tot Chalimar, deci să nu vă gândiți că e alt parfum, că nu e. E mai purtabil, atâta pot să zic, e mai purtabil și chiar o să încerc pe acesta să îl port mai des și din nou să îmi antrenez nasul. Guerlain Vol de Nuit e... Lasă că mă dau un pic cu el, că... E interesant. Are tot un ADN de Chalimar, adică Guerlain de aceea. Da, e... E mult mai... Mie mi se pare lemnos, tămâios, mult mai tămâios, după părerea mea. E interesant, dar nu știu dacă... Și acesta trebuie testat, nu știu dacă o să-mi iau sticlă mare din acesta, o să vedem. Dar v-am promis că vă arăt ambalajele acestea geniale de la Brasti. Știți că are anii de pe Beauty Barometer, are acel cod, duceți-vă pe canalul ei și o să vedeți. Eu așa le-am luat cu 5% reducere și Brasti sunt unii din puținii care fac asemenea decanturi și pe sticla asta. Deci e de sticlă de sticlă și o puteți refolosi după aceea. E foarte mișto ideea. Cât mai multe, tot așa, că eu cred că asta va fi viitorul, din păcate, în perioada asta în care nu putem mirosi. Bun, Zadig & Voltaire, am pus eu mâna într-un final pe un ăsta mini de la Zadig & Voltaire. Știi, sticla aia albă, care vine în set cu un set. Se pupă perfect, se pare, acele onduleuri de pe sticlă cu sticla de bărbați, adică ele vin și se pupă perfect. Bun, Zadig & Voltaire e un parfum ciudățel. Are, stai că l-am pe aici, l-am? Nu l-am, ba da. Are un silk wood. De fapt, are lemn de santal, are cașmeran, e cremos, nu zic nu. Și ei zic că are o notă de frișcă. Eu nu simt nota aia de frișcă nici să mă bați cu parul. Și poate simt castanele din el, căci are castane. Multă lume zice că e bun pentru toamnă. Mă, nu e rău. Dar pentru mine nu mi se potrivește, în sensul că eu îl văd pe o tipă mult mai
extravagantă, nu știu, mult mai... nu extravagantă, androgină, așa, un pic. Pentru că are și o notă masculină, dar eu o văd pe tipă tusă, scurt, nu știu, care se îmbracă în costume bărbătești un pic mai legere, dar le poartă foarte bine. Știți ce vreau să zic? Poate cu o culoare în păr mai nebună, așa, o culoare mai aprinsă. Nu știu, mie cu asta, la asta mă duce cuvântul, adică e Voltaire. Încercați el înainte să o cumpărați. Nu pot să zic eu un bad blind buy, adică nu cred că o să vă displacă dacă îl cumpărați blind buy. Nu știu de rezistență, pe mine nu rezistă. Nu rezistă bine, nu pot să mită. Undeva la 4 ore, hai 5, no, 4, pe acolo. Așa, trecem mai departe. Avem de la J'adore, v-am zis la începutul clipului, J'adore Eau de Parfum Infinissime. Nu știu. Mă rog, este un oriental floral apărut acum în 2020 de la nasul François de Marchi, foarte cunoscut om. Aceasta mi-a venit cu el, reclama făcută de superbitatea asta numită Charlize Theron. Și îmi place marketingul din spatele, nu zic nu, adică vedeți, ea are un colier, sticla are același colier. Sticla este așa, e un pic diferită de sticla originală, pentru că are acest colier un pic mai lejer, așa, nu atât de strâns ca original. Mi-aduce aminte de femeile acelea africane, cred că din Africa. Bun, a ce miroase? Ei zic așa, un buchet, un burst, o explozie de, o explozie nemărcinită de flori care difuzează infinit, în infinit, mă rog. Are un trandafir, o iasomie, ylang ylang și tuberoză de gras. Și accente lemnoase cu un cremos lemn de santal. Zice că J'adore devine senzual la infinit și la fel ca coada lui infinit, adică coada lui, mirosul, the scent trail, ce lăsați în urma voastră când mergeți și ce dâră de parfum, să zic așa. Da, e interesant, dar nu, e ceva mai bine decât J'adore original, nu zic nu. Dați să-l dau pe așa. Da, nu vrei nici culoare. E ceva mai bine decât originalul. E tot așa un floral alb cu ceva, tuberoza aceea, cred că aceea mă deranjează, are foarte multe flori albe. Are și iasomia aia sambac, aia îmi place, dacă ar fi mai multă iasomie sambac decât tuberoza, ar fi ceva. Da, dacă vă plac astea cu tuberoze, parfumele cu tuberoze, puteți să încercați. Și dacă știți originalul de la J'adore și v-a plăcut, încercați și pe acesta. Bun, am aici, mă rog, două Eternity for Women of Fresh Calvin Klein și Ecstatic de la Balmain. Ecstatic mi-a plăcut mai mult, bine, și Eternity, știți, este acel parfum ușurel, fresh, n-are cum să nu-ți placă. Problema la Calvin Klein este că nu rezistă și cred că și la Balmain e aceeași problemă. Nu rezistă. Trecem mai repede peste ele, pentru că vreau să vă prezint și două mostre de la două parfumuri de bărbat. Pentru că am și bărbații subscriberii mei și de ce să îi ignor? Mie îmi place foarte mult să miros și parfumuri bărbătești, nu știu de ce am nebunia asta, pentru că eu m-aș da și cu parfumuri bărbătești. Sunt unele parfumuri bărbătești pe care le-aș folosi și cred că o să trec la ele. Pentru că sunt altfel, sunt total altfel. Deci dacă vreți, doamnelor, să mirosiți, să surprindeți. Așa, avem Eau Sauvage. De ce am zis așa? Eau Sauvage de la Dior. Deci nu Sauvage, Eau Sauvage. Este apărut, din câte știu, mai demult. Are sticla așa.
nu știu să vă spun prea multe, dar cred că până și doamnele de aici au mirosit sauvajul. Pe mine sauvajul nu mă omoară. Am pe aici undeva, dar na, nu mai caut că pierd timpul. Am și mai multe mostre, că mi s-au dat 1000, ba da, am aici. Mi s-au dat 1000 și le țin în cutiuță de bărbați. Mi s-au dat 1000 de mostre de la, uitați câte am, da? Am 4 mostre de la Sauvage. Eau de parfum. E interesant, e ceva mai bun decât, mie îmi place mai mult decât eau de toalet, cu toate că lumea zice că eau de toalet ar fi mai bun. Dar nu mă omoară acela Ambroxan, nu. Ambroxanul pe mine nu mă omoară niciun parfum. Și din cauza lui, nu știu, nu trag spre parfumul ăsta, dar în acesta, deci Eau Sauvage-ul, e ceva, nu știu, mie mi-a plăcut foarte mult, mult mai mult decât Sauvage de la Christian Dior, de la Dior. Are o lămâie, mamă ce lămâie are. Are o lămâie cu n-am mai întâlnit. Niște citrice la început, te izbesc, deci e foarte plăcut. Eu l-aș purta pe acesta. Are un nis ceva de aftershave, normal, că na, dar nu. Nu e, e foarte plăcut. Acel citric la început e ce trebuie. Zice aici, citric aromat, aromatic citrus. The timeless elegance of a fragrance with bold and distinguished freshness. Da, chiar e curajos, este fresh și curajos. Și un pic in your face. I like that. Calabrian bergamot, Hedion and Vaucluse lavender, Cypress accord. Cred că de-aia îmi place, că e sheep. Bun, ce mai am e Dior Homme Sport, care iar îmi place foarte mult. Vreau să miros și Dior Homme originalul. Mi-a trezit interes Memory Flow, by the way. Și vreau să-l miros, pentru că ăsta îmi place, dar aș vrea ceva mai puternic. Acesta este plăcut, dar pentru că e sport, e ceva mai light. Tot așa are un iz de... Da, e un pic mai lemnos acesta, parcă, în față de Eau Sauvage. Nu știu, nu, la parfumul de bărbați nu pot să zic că mă pricep atât de bine. Dar din ce am mirosit, e... It's a good one. S-ar putea originalul să fie și mai bun. Dior Homme fără sport. O să pun nasul și pe acela cândva și o să revin la voi. Dacă interesează pe cineva aici din bărbații care sunt subscriberii mei. Cam asta a fost. Hai că v-am înnebunit. O să dureze clipul ăsta, cred că o oră. Cred că ăsta e cel mai mare haul de până acum. Na. Sper că v-a plăcut. Să-mi ziceți și voi ce părere aveți, dacă aveți parfumurile astea sau unul din ele sau mai multe. Și, nu știu, îmi place să aud ce vreți voi de la un parfum sau ce parfumuri aveți pe listă. Ce parfumuri sunt acolo și o să le cumpărați într-un viitor apropiat sau îndepărtat. Cam asta a fost, v-am zis, vă mulțumesc din nou că v-ați uitat la mine și că ați avut răbdare cu mine. Și vă aștept la un nou clip, cred că următorul clip, da, o să fie ceva interesant, ceva ce n-am mai făcut de mult. Și sper să vă placă și acela, v-am lăsat, v-am pupat, să aveți o zi bună, aveți grijă de voi și de ai voștri ca de obicei. Ciao, ciao!